prezența lor și a bătut joc de munca lor și ceea ce eu sper din tot sufletul, este ca instituțiile care îi vor cerceta probabil din partea CSM-ului, aici este decizia a doamnei președinte, pe cine deleagă sau cui dă delegarea de a face această investigație cu privire la activitatea procurorilor în acest caz, dar din punctul meu de vedere, dacă acești oameni nu vor ține cu omorul sau cu exploatarea, răpirea în exploatare proprie, eu nu știu, deci ceva, se reinventează dreptul, se reinventează legile, se reinventează concepte în acest moment. Este pur și simplu aberant, este pur și simplu de neimaginat. Dacă vor ține așa și vor spune că de fapt a avut loc doar un omor sau un criminal în serie, care de fapt nu este în serie, pentru că n-au de fapt nicio victimă pe momentul de față, teoretic ar avea doar ADN-ul Alexandrei. Dar unde este seria? Unde este dovedirea criminalului? De aceea eu sper ca această verificare a corpului, mă rog, a celor care vor verifica din partea CSM-ului să constate că de fapt DICOT-ul are și piste de trafic de persoane și de competența lor, adică crimă organizată. În acest moment nu avem aceste indicii, știți foarte bine, singurele informații care au venit de la DICOT au fost acelea legate de omor și atât. Deci, concluzia discuției cu doamna președinte a fost că într-un timp destul de scurt va decide și va anunța și public lucrul acesta, ce instituții au fost sesizate de către domnia sa pentru a verifica, repet, pentru a verifica din partea CSM-ului să verifice ce au făcut procurorii de ICOT în acest caz. Mulțumesc foarte mult, o zi bună! L-am urmărit, doamnelor și domnilor, pe Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu. După ce a venit confirmarea de la INML, ADN-ul Alexandrei este în oasele din butoiul lui Gheorghe Dincă, de altfel și dinții din cenușa aparțin Alexandrei. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim cu noi informații peste câteva minute. Până în ceva mai devreme, INML a confirmat ADN-ul Alexandrei este în oasele din butoiul lui Gheorghe Dincă, dinții din cenușa aparțin Alexandrei Măceșanu. Mai multe detalii ne dă colega mea, Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi, te ascultăm. Bun găsit. Raportul de expertiză medico-legală arată foarte clar faptul că în urma analizelor genetice, a probelor biologice de os, în cazul acelor rămășițe de oase găsite în cenușa din butoiul metalic aflat în curtea lui Gheorghe Dincă, aparțin Alexandrei Măceșanu în proporție de 99,93%. Vorbim despre rezultatele finale ale testelor ADN făcute de medicii legiști. Așadar, în aceste momente se confirmă faptul că acele rămășițe osoase găsite în curtea lui Gheorghe Dincă aparțin Alexandrei Măceșanu, tânăra de 15 ani, care ne reamintim că a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că a fost răpită și violată de Gheorghe Dincă. Important de menționat este că ceva mai devreme unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, a spus că acum, după ce au venit și rezultatele finale ale testelor ADN, familia Alexandrei va putea face o contraexpertiză, pentru că, în opinia lui, aceste rezultate ale testelor ADN nu ar fi concludente. Pe de altă parte, ne reamintim că în aceste momente Gheorghe Dincă se află în arestul central al capitalei, acolo unde a fost dus încă de ieri dimineață, după ce perchezițiile au fost finalizate la locuința sa din Caracal. Și în zilele următoare, Gheorghe Dincă, principalul suspect din acest dosar din Caracal, va fi dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru a-i se face o expertiză psihiatrică. Ulterior, acesta va fi și audiat de procurorii de ICOT și nu este exclus ca procurorii să aleagă și să-i facă un test cu poligraful. Mulțumesc, Gabriela, pentru aceste informații. Și continuăm jurnalul. Laurențius Dincă, violonist